Morning Glory, Morning Glory, nu atingem bănișorii. Don't underestimate the force. Bonjurică, bonjurică, am revenit la Morning Glory, bine că suntem noi deștepți, mai e puțin și se face vineri seara, ziua noastră preferată, și până atunci însă, chiar dacă e vineri, bă, nenică, școala merge mai departe, școala merge mai departe online, și de asta ne-am întors la rubrica noastră preferată, Ce face băieții, cu Ana Petcu. Bună dimineața, Ana Petcu! Bună dimineața! Suntem live pe Facebook pe ăștia și aș vrea să știu, Ana, cum funcționează învățământul online din perspectiva, așa, tinerilor studenți. Băieții sunt foarte fericiți să învețe în continuare, chiar și în aceste vremuri disperate. Da. Dar, bineînțeles, există și anumite momente când nu merge totuși ca uns. Noia din prima, adică. Așa. Și acele momente sunt, de exemplu, pauza, care reprezintă un moment stresant pentru unii dintre studenți, pentru că nu au cu cine să iasă la țigară fiind singuri în casă. Da. Cum se face pauză. Așa. Ceea ce m-a amuzat. Altceva, un lucru pe care l-am descoperit și eu, este că foarte mulți profesori au animale de companie felurite, de la pisici, la câini, la papagali. Am văzut și o șopârlă. Deci, ca să citez un coleg de-al meu, este un bilet gratis în fiecare zi la zoo Băneasa. Da, e foarte adevărat. Dar care este animalul care ți-a atras atenția? Scuze-mă, mi-am pus halatul. Te-ai asortat? Mi-am pus kimonoul, da. Mi-am pus kimonoul și sunt foarte mulțumit. Sunt foarte mulțumit. E bine, Mihai? Stă bine? Este... Da. O să vezi pe înregistrare ce kimono frumos, pentru că și tu ești îmbrăcat într-un capod. Cum? Da, normal. Este costumul meu de Superman ăsta. E practic, e costumul în care vin să salvez, practic. E mai simplu. Așa, bun, deci mai departe. Ce alte anomalii ai mai remarcat în timpul cursurilor online? Altă anomalie, și cu treaba asta cred că poate rezona fiecare student, este faptul că toate aceste cursuri pe care noi trebuie să le învățăm pentru sesiunea care se apropie cu pași repezi sunt împrăștiate pe 7 grupuri de Facebook, 12 de WhatsApp, mai avem și 20 de mail-uri pentru fiecare prof să trimitem proiecte pentru note pe care nu putem să le luăm la facultate, ca să dăm parțiale trebuie să trimitem anumite proiecte, cu deadline-uri care sunt împrăștiate în și mai multe grupuri de Zoom și Google Hangouts, și oamenii încă au pretenția ca noi să avem prezență 100% și să nu ne scape nimic, dar hashtag prestanță. Nasol, da. Îmi pare foarte rău. Deci învățământul online merge mai departe în același tip de haos care, cum să spun, apropie online-ul de offline. E singura dovadă că, da, online-ul e doar o formă puțin viciată de offline. Într-adevăr, într-adevăr. Dar să știi că au pornit și anumite frici și cu asta pot... Da. Asta pot să zic și eu. Este o nouă fobie, se numește fobia de microfon pornit. Când îți uiți microfonul pornit și poate faci altceva, deschizi punca de chipsuri, mai vine mama ta, te întreabă dacă ți-ai pus, întâmplare reală, unui băiat de 22 de ani s-a întâmplat, a venit maică-sa peste el și l-a întrebat: Adi, mami, ți-ai pus chiloții la spălat? Da, asta a durut, da. Îmi pare rău, da. Da, 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 da. Și fobia de microfon pornit merge în continuare, se agravează din ce în ce. Adică și eu am pățit-o și e destul de nașpa. Da, e nasol. Da. Alte traume ale tinerei generații ai mai remarcat în timpul pandemiei? Vă mai vedeți? Da, ne vedem când plimbăm câinii, cei care stăm aici, dar doar așa. În rest, poate ne mai intersectăm la cumpărături, că da, avem o grămadă de magazine pe aici, dar în rest este destul de greuț. Este destul de greuț pentru că poliția este mereu pe aici, trebuie să ieșim cu declarație și este complicat, dar nu este atât de greu. Din punctul meu de vedere, nu știu, am trecut de perioada aia în care vineri seara era o depresie extraordinară pentru că nu mai ieșeam cu ei, dar acum e bine și văd că și ei s-au conformat. Dar am auzit că pe 15 mai se da, dar nu se deschid discotecile, adică va trebui să vă bucurați de vară și să încercați totul în aer liber, că altfel nu merge. Nu mai merge la club, nu?
E complicat. Nu, nu, e prea greu, nu, nu. Am e o veste periculos. Frumoasă din Spania, că vicepreședintele guvernului le-a cerut iertare copiilor că au fost închiși în case și ci că le-a zis, această izolare nu a fost deloc ușoară pentru voi, ați fost nevoiți să nu mai mergeți la școală, să nu vă mai vedeți cu mulți dintre prietenii și membrii familiilor voastre, să vă jucați acasă, să-i suportați părinții, mă rog, ar fi trebuit să mai spună. Îți dai seama cum e, să ai 14 ani și să stai cu părinții în continuu? Deci câtă ură se acumulează acolo? Ce o să faci tu cu mașina lui taică-tu când o să o furi într-o vineri seara? Ca să plătească pentru toate mizeriile pe care ți le-a făcut la izolare. Bun, zice, vă cer iertare pentru că nu am fost destul de clar când am explicat cum veți putea ieși din casă și copiii mai mici de 14 ani în Spania, începând de duminica asta, vor avea dreptul să iasă pentru a se plimba sau pentru a se juca afară o dată pe zi, timp de o oră și pe o rază de un kilometru distanță față de domiciliul lor, între orele 9 dimineața și 9 seara. Și chestia care mi s-a părut interesantă, că un adult poate ieși din casă împreună cu maxim 3 copii. Deci ce facem în alte zone în care de la 5 începe numărătoare? În primul rând. Și nu se spune nimic, nu e obligatorie ELSA, ceea ce e foarte ok. Dacă înțelegi? Da, da, înțeleg. E fantastic. Mie îmi place foarte mult inițiativa. Adică părinții tăi nu s-au gândit până la urmă că ar putea să aibă o scuză să iasă din casă. Plimbăm și noi copilul. Uitați, nici măcar nu trebuie să-i punem lesa. Nu atacă omul, e ok. E Ana, o știți de la Așa da, Radio. O știți, da. Da. E în regulă, e inofensivă. Nu, da, nu face nimic rău. Ar fi fost o scuză foarte bună, într-adevăr. Băi, uite, s-a ratat momentul, dar în fine. O să mai revenim în lumea ta minunată. Îmi place halatul, o să-ți placă și ție când o să vezi pe al meu. Și îți mulțumim că existi și te pupăm dulce pe ceacră și ne vedem și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu Ce face băieți cu Ana Petcu. Mulțumim, Ana, te pupăm, să fii sănătoasă. Eu mulțumesc. Pa, 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 pa. Și eu. Ne vedem. Pa, 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 pa. Bun, deci rețineți chestia asta, băi, e bine să ai un copil. Îți mai dă un like pe Facebook, îți mai faci treaba cu el, știi? Dar e important în vremurile astea că dacă n-ai câine, măcar un copil să aibă, nenică, pentru că poți să-l mai scoți un pic la plimbare. This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută. What the duck is going on?